bine ați revenit la seria dedicată celor mai interesante și mai frumoase probleme de fizică. Întâi vreau să vă spun că puteți să vă uitați la acest material, chiar dacă nu vă interesează rezolvarea problemelor de fizică, pentru că vă va face să înțelegeți unele aspecte importante legate de funcționarea motoarelor rachetă. Am ales o problemă din acest domeniu pentru astăzi, din trei motive. Motoarele rachetă devin din ce în ce mai importante pe măsură ce explorarea spațiului cosmic devine o componentă tot mai importantă a activității umane. Al doilea motiv este că rezolvarea problemei pe care vă prezint presupune deducerea a trei formule generale care se pot folosi la rezolvarea foarte multor probleme în care apar aspecte legate de funcționarea motoarelor rachetă. Și al treilea motiv este acela că formulele ne vor permite să demonstrăm că o idee destul de răspândită legată de funcționarea motoarelor rachetă este greșită. Textul problemei este următorul. O navă cosmică echipată cu un motor rachetă are masa de 20 de tone, din care 4 tone o reprezintă masa combustibilului și a agentului de oxidare. Gazele evacuate de motor ies cu viteza de 4000 de metri pe secundă, iar debitul de masă al gazelor este de 10 kg pe secundă. Presupunem că inițial nava se găsește într-un sistem de referință în care este în repaus față de noi. Și întrebările sunt: ce forță de propulsie produce motorul? Cât este accelerația navei în prima clipă de funcționare a motorului? Ce viteză atinge nava dacă motorul funcționează un minut? Și ce viteză maximă poate atinge nava? Să vedem întâi care sunt principalele cunoștințe teoretice de care avem nevoie pentru a rezolva problema. Avem nevoie odată de formula impulsului. Impulsul este produsul dintre masa unui obiect și viteza lui. Avem apoi nevoie de legea conservării impulsului, care ne spune că forțele interne care acționează într-un sistem nu pot modifica impulsul sistemului. Deci dacă avem numai forțe interne, atunci impulsul sistemului se conservă. Apoi avem nevoie de teorema variației impulsului, care ne arată că variația impulsului împărțită la durata variației impulsului ne dă forța care a produs acea variație a impulsului. Ne mai trebuie ecuația principiului fundamental al dinamicii, adică forța este egală cu produsul dintre masă și accelerație. Și mai trebuie să știm o formulă de integrare, pentru că la un moment dat vom avea nevoie și de o integrare foarte simplă, și anume integrală din 1 pe x de x este logaritm din x, logaritm natural din x plus o constantă. Așa cum v-am promis, voi deduce trei formule generale pe care apoi le vom putea folosi pentru rezolvarea problemei noastre. Să presupunem o rachetă care se mișcă față de noi spre dreapta cu viteza V și care are în acest moment masa M. Să notăm viteza cu care ies gazele din motorul rachetă, e foarte importantă această viteză, cu V indice E, dar e foarte important să reținem că aceasta este viteza de ieșire a gazelor față de rachetă. O să vedeți imediat de ce. Și după câtva timp în care funcționează motorul rachetă, după timpul DT, după un timp foarte scurt, DT, viteza devine V plus DV, DV fiind, deci, variația vitezei, masa devine M plus DM, DM fiind variația masei rachetei,
atunci când motorul rachetă funcționează, expulzează niște gaze, deci pierde masă. A fost înainte combustibil și agent de oxidare, care prin ardere s-au transformat în gazele care părăsesc motorul rachetă. Deci masa rachetei scade, ceea ce înseamnă că acest DM, variația masei, este negativ. DM este negativ. Vom avea nevoie de această constatare la un moment dat. Trebuie să ținem minte, DM este negativ. Iar viteza de evacuare a gazelor față de rachetă rămâne aceeași. Și acum, impulsul rachetei noastre, înainte de funcționarea motorului rachetă, a fost pe 1 M ori V. A fost doar racheta, nimic altceva, cu masa M și cu viteza V. După ce motorul rachetă funcționează timpul delta T, impulsul nu va mai fi al unui singur corp, pentru că vom avea racheta și gazele care au ieșit din rachetă, care și ele au impuls. Deci P2, al doilea impuls, adică impulsul după timpul delta T, după ce a funcționat motorul rachetă timpul dt, al doilea impuls va fi deci M plus dN, aceasta este acum masa rachetei, înmulțit cu V plus dV, aceasta este viteza rachetei. Ce am scris până aici reprezintă doar impulsul rachetei, dar mai avem gazele, așa că mai vine plus cât este masa gazelor. Masa gazelor care au ieșit din rachetă în timpul dt este dm. Este tocmai variația masei rachetei. Sigur, de data asta pozitiv. Dacă masa rachetei a scăzut cu 100 de kilograme, înseamnă că au ieșit 100 de kilograme de gaze din motorul rachetă. Și atunci impulsul gazelor va fi dm înmulțit cu viteza gazelor. E, aici trebuie atenție. Viteza gazelor față de noi. Pentru că și viteza V este măsurată față de noi, față de sistemul nostru de referință. Și viteza gazelor față de noi este cât? Asta este întrebarea. Dacă racheta ar sta, atunci viteza gazelor față de noi ar fi V indice E. Viteza de ieșire a lor, viteza lor față de rachetă ar fi aceeași cu viteza lor față de noi. Dar racheta nu mai stă după timpul dt. Este în mișcare, are viteza V. Și atunci viteza gazelor va fi VE minus viteza rachetei. Și impulsul P2 devine atunci M plus dm pe lângă V plus dV, până aici este impulsul rachetei, plus dm pe lângă viteza gazelor, adică pe lângă VE minus V. Și acum, pentru că sistemul rachetă-gaze nu interacționează cu alte sisteme, presupunem că suntem departe de orice stea, orice planetă, câmpul gravitațional este foarte slab, avem un sistem închis, din punct de vedere mecanic, care nu interacționează prin forțe cu exteriorul lui, deci nu avem forțe externe, și asta înseamnă că impulsul total al sistemului trebuie să se conserve. Adică P1 trebuie să fie egal cu P2. Și atunci obținem așa. M ori V trebuie să fie egal cu, să desfacem aici parantezele, M înmulțit cu V plus M înmulțit cu dV plus V înmulțit cu dm plus dm ori dV plus VE ori dm și minus V ori dm. Aici avem VE, viteza de ieșire a gazelor.
se vede că avem niște termeni care se reduc, MV cu MV, și mai avem VDM cu minus VDM, și mai avem produsul DM ori DV, care practic este zero, pentru că avem două variații infinitezimale. Din moment ce DT este foarte, foarte scurt, atunci și DM și DV sunt foarte, foarte mici și produsul lor este și mai mic, așa că putem să spunem că acest termen este practic egal cu zero. Și atunci rămân doar doi termeni, MDV și VE înmulțit cu DM. Și obținem următoarea relație. M ori DV este egal cu minus VE înmulțit cu DM. Deci conservarea impulsului ne duce la această relație. Și de aici, veți vedea, putem deduce trei formule foarte, foarte importante, trei formule generale, care ne ajută nu doar să rezolvăm problema noastră, ci să rezolvăm foarte, foarte multe probleme în care este vorba despre motoare rachetă. Folosindu-ne de conservarea impulsului, am ajuns la această relație. Dar noi știm că produsul MV, masa înmulțită cu viteza, ne dă impulsul. Și asta înseamnă că masa înmulțită cu DV, cu variația vitezei, ne dă variația impulsului. Și atunci ecuația noastră se poate scrie DP este egal cu minus VE înmulțit cu DM. Să împart această ecuație la DT. Și atunci obțin DP supra DT este egal cu minus VE înmulțit cu DM pe DT. Și teorema variației impulsului ne spune că ceea ce am în stânga este forță. DP pe DT este forța care produce această variație a impulsului. Și asta înseamnă că ceea ce am în dreapta este de fapt forța de propulsie a motorului rachetă despre care vorbim. Nu trebuie să ne încurce semnul minus, pentru că și DM este negativ. Până la urmă, forța e pozitivă și, de fapt, putem să-l considerăm pe DM pozitiv și să nu mai punem semnul minus aici. DM pozitiv, adică atâtea kilograme de combustibil și agent oxidant a folosit în timpul DT motorul rachetă. Și atunci avem relația, forța de propulsie este egală cu VE înmulțită cu DM pe DT. Și această relație ne arată că forța de propulsie a unui motor rachetă este proporțională cu viteza de evacuare a gazelor din motorul rachetă și cu raportul DM pe DT, care înseamnă debitul de masă de gaze care iese din motorul rachetă și care de fapt este egal cu consumul de combustibil și agent oxidant al motorului rachetă în unitatea de timp. Măsura pentru unitatea de măsură pentru DM pe DT este kilogram pe secundă. Deci câte kilograme pe secundă folosește motorul rachetă. Am găsit deci o formulă pentru a calcula forța de propulsie a motorului rachetă. Cât este accelerația rachetei? Accelerația știm că este raportul dintre forța care acționează asupra unui corp și masa corpului respectiv. Așa că în cazul nostru nu trebuie decât să împart forța, expresia forței la masa rachetei și obțin accelerația. Accelerația este egală cu viteza de ieșire a gazelor înmulțit cu dm supra m ori dt. Și aici o observație foarte importantă. Formula forței ne arată că ea nu depinde nici de masa rachetei și nici de viteza rachetei. Nu apare niciuna dintre aceste mărimi în dreapta.
Deci forța de propulsie este constantă atâta vreme cât viteza de ieșire a gazelor e constantă și dmp dt este de asemenea constant. În schimb, accelerația depinde și de masa rachetei. Și masa rachetei scade în timp, pentru că se consumă combustibil, ies gaze. Și cu cât masa e mai mică, cu atât accelerația este mai mare. Asta înseamnă că pe măsură ce trece timpul, accelerația rachetei devine tot mai mare dacă forța de propulsie rămâne aceeași. Și acum înțelegeți de ce, atunci când se lansează o rachetă, în primele secunde de la lansare, accelerația este atât de mică. Priviți de pildă cât de mică era accelerația la lansarea misiunilor Apollo, cele care au dus oameni pe lună, în primele secunde. Dar ea era așa pentru că masa care trebuia ridicată era enormă în primele secunde. Însă pe măsură ce se consuma combustibilul, accelerația se făcea tot mai mare. Și la un moment dat ea devenea atât de mare încât unul dintre cele 5 motoare ale treptei Saturn 5 trebuia oprit. Pe ultimul interval de timp de funcționare a treptei 1 funcționau doar 4 dintre cele 5 rachete F1, pentru că altfel accelerația ar fi devenit atât de mare încât ar fi pus în pericol viața cosmonauților și integritatea aparaturii. Acum să vedem cum putem calcula ce viteză atinge racheta după timpul dt. Avem relația mdv egal cu minus ve dm, din care dv este egal cu minus ve înmulțit cu dm supra m. O relație numai bună de integrat. Dar voi schimba notarea vitezei și a masei pentru că vreau să fac o integrare cu limite și atunci am nevoie de v și de m pentru limitele integrării. Așa că voi nota viteza rachetei cu u și atunci am du este egal cu minus ve, iar masa rachetei cu m mare. Și atunci voi avea 1 supra m mare înmulțit cu dm mare. Și pot să integrez acum această relație. În stânga voi avea limitele de la v0 la v, deci viteza inițială a rachetei este v0, viteza finală v, iar în dreapta voi avea limitele de la m0 la m, masa inițială a rachetei este deci m0 și masa finală este m. Și atunci am în stânga v minus v0 egal cu minus v indice e, care fiind constantă am scris-o în afara integralei. Și aici o să am logaritm natural din m supra m0. Și ca să scap de semnul minus de aici, voi inversa raportul care reprezintă argumentul funcției logaritm, logaritm natural, și atunci semnul logaritmului se schimbă și voi avea în final că v este egal cu v0 plus ve logaritm natural din m0 supra m. O relație care îmi permite să calculez viteza rachetei la un moment dat, dacă știu cât a fost viteza ei inițială, cât este viteza de ieșire a gazelor din motorul rachetă și raportul dintre masa inițială a rachetei și masa pe care o are acum. Acum problema noastră a devenit foarte ușor de rezolvat. Prima întrebare era ce forță de propulsie produce motorul. Forța de propulsie
este viteza de ieșire a gazelor, care în cazul nostru este 4000 de metri pe secundă, înmulțită cu raportul de MPDT, care în cazul nostru este de 10 kg pe secundă. Atât spune textul problemei, că este, hai să spunem așa, consumul motorului în rachetă. 10 kg pe secundă. Și atunci forța va fi 40.000 kg metru pe secundă la pătrat, este newton, sau 40 de kilonewton. Forța de propulsie a motorului rachetei din problema noastră. A doua întrebare era ce accelerație are nava în prima clipă de funcționare a motorului. În prima clipă, nava are masa 20 de tone. Și atunci, accelerația este forța de propulsie împărțită la masă. Adică este 40.000 de newton supra 20.000 de kilograme. Adică este 2 metri pe secundă la pătrat. A treia întrebare. Ce viteză atinge nava dacă motorul funcționează un minut? Dacă motorul funcționează un minut, atunci în cele 60 de secunde el va consuma 10 kg pe secundă, înmulțit cu 60 de secunde, adică va consuma 600 de kg de combustibil și agent oxidant. Ceea ce înseamnă că masa rachetei va deveni, masa navei va deveni, în loc de 20 de tone, 19 tone și 400 de kilograme. Și atunci, folosind formula vitezei, avem V egal cu V0. Noi nu avem V0, pentru că problema spunea că inițial nava este în repaus față de noi. Va fi viteza de evacuare, adică 4000 de metri pe secundă, înmulțită cu logaritm din masa inițială 20.000 de kilograme, supra masa finală va fi 19.400 de kilograme, pentru că 600 de kilograme s-au consumat, au fost consumate de motorul rachetă. Dacă vom căuta valoarea logaritmului, vom vedea că este aproximativ 0,03, ceea ce înseamnă că viteza va fi aproximativ 122 de metri pe secundă. Sau va fi aproximativ de 440 de kilometri pe oră. Dacă vrem să răspundem și la a patra întrebare, procedăm identic. A patra întrebare spune ce viteză maximă poate atinge nava. Păi atinge viteza maximă atunci când și-a consumat tot combustibilul, adică 4 tone. Și atunci viteza va fi 4000 de metri pe secundă înmulțit cu logaritm din 20 de tone supra 16 tone, 20 minus 4. Vă las pe voi să faceți calculul, să găsiți cât va fi viteza navei în momentul în care și-a consumat tot combustibilul. În final, vreau să vă spun câteva cuvinte despre ideea greșită pe care am pomenit-o la început. Ideea greșită legată de funcționarea motoarelor rachetă este aceea că un motor rachetă nu poate atinge o viteză mai mare decât viteza de ieșire a gazelor din motor. Mulți cred încă acest lucru, că, de pildă, dacă viteza de ieșire a gazelor este 4000 de metri pe secundă, atunci aceasta este viteza maximă pe care o poate atinge racheta respectivă. Nu este așa. Voi explica în două feluri. Întâi, cu ajutorul formulei forței de propulsie. În această relație nu apare viteza navei, ceea ce înseamnă că forța de propulsie a motorului rachetă nu depinde de viteza navei. Dacă motorul rachetă poate funcționa destul de mult, deci dacă există destul combustibil și agent oxidant, atunci viteza rachetei poate să crească oricât.
Nu vorbim acum despre limita impusă de teoria relativității, despre viteza luminii. Dar dacă forța de propulsie este constantă, de ce n-ar putea să crească viteza rachetei oricât? Oricât e de mare viteza rachetei, ea simte aceeași forță de împingere din partea motorului rachetă. Dar poate că un mod mai bun de a explica este următorul. Să presupunem că avem o rachetă care are față de noi viteza V orientată încolo. Și să mai presupunem că la un moment dat, din rachetă este aruncat un obiect în sens opus vitezei rachetei, dar cu o viteză care este în modul mai mică decât viteza rachetei față de noi. În acest caz, obiectul care a fost aruncat va continua să se miște în sensul în care s-a mișcat și racheta, dar mai încet. Pentru că aceeași forță care a acționat asupra obiectului încolo și l-a frânat, a acționat asupra rachetei încoace și a accelerat-o. Deci se întâmplă de fapt fenomenul pe care îl puteți vedea în această animație. Ați observat că după aruncare, racheta se mișcă mai repede decât înainte, deoarece obiectul a fost aruncat spre stânga și, așa cum am explicat, forța care a frânat obiectul a accelerat racheta. Același lucru se întâmplă și când funcționează motorul rachetă, dar atunci nu avem un obiect, ci avem gazele care ies din motorul rachetă. Dacă o rachetă care se mișcă față de noi cu o viteză mai mare decât viteza de ieșire a gazelor din motorul rachetă ar trece în acest sens prin fața noastră și apoi am putea să vedem gazele pe care le-a evacuat racheta, am observat că ele se mișcă în același sens în care s-a mișcat și racheta, dar mai încet. Deci a avut loc o variație de impuls. Aceste gaze, înainte de a deveni gaze de ardere, au fost combustibili și agent de oxidare și au avut viteza rachetei. Acum sunt gaze arse, dar au o viteză mai mică, ceea ce înseamnă că racheta acum are o viteză mai mare. Sper că ceea ce v-am arătat azi vă va ajuta la rezolvarea multor probleme legate de rachete. Succes! La revedere!